Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri pe care le-am adunat meditând la textul pe care dumneavoastră l-ați ales. Mă bucur că studiați cartea lui Iosua. Cartea lui Iosua este cartea generației a doua. Și mulți dintre dumneavoastră sunteți deja din generația a doua în America. Părinții dumneavoastră v-au scos din Egipt. Unii v-ați născut în călătorie sau... Dar sunteți din generația a doua. Generația a doua este o generație cu mari dificultăți. Încă nu știe exact ce este. Oscilează între amintirile părinților despre Egipt și frica de viitor în Canaanul în care vor intra. Cartea aceasta este o carte extrem de importantă pentru a înțelege dinamica aceasta noii generații care trebuie să intre în Canaan. De fapt, cartea Exodului este o metaforă a călătoriei noastre spre cer, în care avem tot felul de dificultăți. Avem problema pâinii, cele de fiecare zi, a hranei noastre. Mai dăm peste uriași, nu? În călătoria aceasta. Dăm de tot felul de conflicte, ne luptăm unii cu alții, ne negăm calitățile liderilor care noi îi avem, ne îndoim de Dumnezeu și umblăm prima generație în pustie până murim în pustie. În Canaan nu intră decât generația a doua. Și merită să studiați cartea aceasta a lui Iosua pentru că ea are soluții pentru această vreme în care noi trăim. Capitolul 5, pe care bănuiesc că l-ați studiat în întregime, imediat după ce au trecut Iordanul, Iosua primește de la Dumnezeu indicație să-și reînnoiască legământul, pentru că generația care s-a născut în pustie nu era tăiată împrejur. Este o reconsacrare a întregului popor pentru Dumnezeu. Prăznuiesc apoi Paștele, își aduc aminte de ieșirea aceea spectaculoasă prin minuni din Egipt și sărbătoresc pentru prima dată în Canaan Paștele. Când mănâncă din hrana din Canaan, mana încetează și în fața înaintărilor stă această fortăreață extraordinară a Ierihonului. Trei lucruri vreau să împărtășesc cu dumneavoastră din textul acesta. În primul rând, că experiența acestui general, Iosua, este o experiență pe care ar trebui să o avem fiecare dintre noi. Iosua a fost la viața lui unul dintre spionii, cei 12 care au fost trimiși să cerceteze țara Canaanului. Nu știm despre el că ar fi fost, eu știu, instruit în tehnică militară și în ceea ce știa Moise. Probabil a învățat de la Moise o serie de lucruri. Moise a cunoscut toată înțelepciunea Egiptului și a fost trăinuit, dacă vreți, dacă există cuvântul ăsta deja în limba română, nu? A fost pregătit să fie un conducător mare de oști. Ei bine, Iosua n-a fost un asemenea om, n-a avut o asemenea experiență, n-a avut un background de genul acesta de conducător de oști. Să pricepea la spionaj. Mossadul. De aici s-a născut, probabil, de la Iosua. Ei bine, înainte să ajungă la Ierihon, Iosua deja trimisese deja doi spioni să cerceteze cetatea. Iosua avea informații suficiente despre cetatea aceasta a Ierihonului. Ei bine, un lider adevărat culege informații, dar se duce să le verifice. El le prelucrează, dar se duce să vadă personal cetatea aceea. Cred că scopul lui Iosua în ziua aceea, sau probabil noaptea aceea, a fost să cerceteze personal zidurile Ierihonului și să-și facă un plan. Este nevoie întotdeauna să avem un plan. Informațiile pe care ne le aduc alții sunt foarte prețioase.
Dar ascultați-mă, întotdeauna vom avea nevoia de o experiență personală. Este super să citim Evanghelia, să ascultăm predici. Dar astea nu ne ajută la nimic dacă nu avem o experiență personală cu Dumnezeu. Este foarte bine să știm multe despre Dumnezeu, dar dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, toate cunoștințele tale nu valorează nimic. Iosua vrea să cerceteze personal, să aibă experiență personală. El nu vrea să fie numai informat, ci vrea să fie transformat. Cuvântul lui Dumnezeu nu este suficient să ne informeze, ci să ne transforme. Eu am cunoscut oameni mari, profesori universitari, care știau Biblia de 100 de ori mai bine decât orice alt păstor, dar nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Universitățile americane de astăzi au profesori de Nou Testament, de Vechiul Testament, eu știu, de teologie, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu absolut deloc. Și nu este suficient să fii informat, ci să fii transformat de cuvântul pe care ți-l aduce Dumnezeu. Nu e rău să ai un plan pentru viața ta, dar ascultă-mă, fii gata să primești planul lui Dumnezeu și să renunți la obiectivele tale. Am lucrat o bună parte din viața mea, cred că 10 ani de zile, cu fratele Iosif Țon la Societatea Misionară Română. El a fost și, știți bine, este un om foarte educat, dar într-o zi, stând cu el în birou, îmi zice: mă, Petrică, mă, ce-a făcut Dumnezeu ăsta cu noi? Dar ce-a făcut? Păi zice, mă, eu am fost un băiat de țăran din Apuxen, zice, am umblat la coada vacii. Uite-mă unde ne-a dus Dumnezeu pe noi. Zice, e o aventură extraordinară. Acum, dacă îl cunoașteți, el a avut planurile lui pentru viață, nu? Dar unde a ajuns? A ajuns acolo unde a decis Dumnezeu, în ultima instanță, dacă accepți planurile pe care el le are pentru tine. Eu am vrut să mă fac inginer. Nu? Am venit în America și Dumnezeu m-a chemat să fiu evanghelist, să fiu păstor. Nu? Aș fi putut să mă încăpățânez și spun, Doamne, dar planul meu e mai bun ca al tău. Mulți dintre noi încă mai suntem încăpățânați la proiectele noastre. Andrei Pleșu spunea că o dovadă prostie este blocarea în proiect. Te blochezi în planul care îl ai și nu mai auzi de nimeni și asta e o dovadă sigură de prostie. Fii înțelept, Dumnezeu are un plan mult mai bun decât tine. Iosif și Maria au avut și ei un plan fain, să-și facă o familie, să fie happy în viață, nu-i așa? Și a venit Dumnezeu cu un alt plan. Și planul lui Dumnezeu viza nu numai fericirea lor, ci fericirea lumii întregi, salvarea lumii întregi. Ascultă întotdeauna de planul lui Dumnezeu, care e mult mai bun decât planul tău. Un al doilea lucru este, atunci când Dumnezeu îți trimite o revelație, când stai față în față cu trimisul cerului, nu ceda primei impresii. Cel mai des picăm în trapa asta, ne uităm și vedem un om, are și o sabie. Păi ce vrea ăsta, domnule? Vrea să ne batem? Nu ceda primei impresii. Iosua vede un om cu sabia scoasă din teacă și cam atât. Prima impresie poate să fie foarte greșită. Când au venit îngerii la Lot, ăsta i-a luat drept musafir, i-a luat drept călător prin oraș. Ascultați-mă bine, primele impresii sunt foarte periculoase dacă nu ne uităm și a doua oară, nu? Cineva spunea că dragostea la prima vedere e grozavă, dar ar fi bine să te mai uiți încă o dată, că s-ar putea să nu fie prea bine, nu? Prima impresie contează, dar ea ne poate păcăli foarte rău. Nu pune pe seama oamenilor revelațiile de la Dumnezeu. Asta este pericolul nostru numărul unu. Dar cine a zis asta? Aha, știm noi. Păi cine a scris Biblia? Tot niște oameni, așa e, sigur că da. Păi cu ce au fost ăștia mai grozavi decât noi? Apoi gândiți-vă că toate minunile Domnului pornesc de la ceva natural, de la ceva existent.
E foarte ciudat, dacă citiți așa în general în Biblie și vă uitați în ansamblu, ai impresia că Dumnezeu nu vrea să strice cumva echilibrul acesta destul de fragil al vieții. Nu intervine în mecanismul pe care El l-a creat. Dacă Dumnezeu vrea să facă vin, nu? Îl face din apă. Dumnezeu poate să pocnească din degete și să apară o munte de butoaie de vin undeva. Nu e problemă. El a creat lumea din nimic. Dar în această lume în care El intervine, El folosește procesul natural, dacă vreți. Pâinile se înmulțesc, nu apar pâini deodată din pietrele drumului. Nu? Făina și uleiul se înmulțește în fiecare zi. Nu apare ulei și bunuri de consum din aer. Nu? Parcă Dumnezeu vrea să păstreze natura în mersul ei obișnuit. Nu o violentează, dacă vreți, cu minunea. De aceea este foarte ușor să punem pe seama obișnuitului minunile lui Dumnezeu. Nu? Dar probabil că ce știu eu ce-a băgat în apa aia de să facă vin. Nu? De ce face Dumnezeu lucrurile astea? Pentru că ne lasă să decidem noi, credem sau nu credem. El nu ne dă suficiente argumente ca să nu mai putem comenta deloc. Dar nici prea puține să ne îndoim de prezența Lui. De aceea este foarte periculos ca prima impresie să punem pe seama lui Dumnezeu minunile pe care Dumnezeu le face și prezența Lui și revelațiile Lui. Un al doilea lucru care mi se pare extrem de important este întrebarea aceasta lui Iosua. Ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? Pentru că întrebarea aceasta spune că noi, de fapt, în fața revelației lui Dumnezeu ne căutăm avantajele noastre. Mă, asta e bună, e pentru mine, e pozitivă, nu? Dacă Dumnezeu ar scoate un profet în calea mea, aș vrea să aud de bine, nu-i așa? Mă, Dumnezeu e cu mine sau nu e cu mine? Îmi este favorabilă revelația aceasta sau nu mi este favorabilă? Modul acesta de gândire este extrem de periculos. Așa apar învățătorii mincinoși și falși și prorocii mincinoși. Pentru că ei vin și ne spun cam ceea ce ne place nouă să auzim. Apostolul Pavel spunea foarte clar în 2 Timotei capitolul 4, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Asta este pericolul. Când suntem în fața revelației divine, punem întrebarea, oare este pentru mine sau nu e pentru mine? Ești cu noi sau ești împotriva noastră? În momentul în care gândesc așa, atunci eu îmi aleg ca pe Facebook. Numai ăia care sunt de acord cu mine. Ăia la alți bloc. Afară cu ei. Și dintr-o dată mă trezesc într-un bubble. Mă trezesc într-un grup de oameni care toți gândesc ca mine, toți mă aplaudă, nu? Și toți cu aplauze cu tot putem să o luăm razna și să ne ducem cine știe în ce erezie, în ce greșeală. Haideți să ne gândim numai la situația prin care am trecut recent. Nu? Înainte de alegeri, o groază de profeți ne-au spus exact ceea ce ne plăcea nouă. O să fie ales Trump, domnul. Nu? Au sărit de peste tot din lume, până și un indian. Nu știu dacă ăsta era creștin, cred că era vreun guru. Și ăsta a prorocit că Trump o să iasă. Ne-au plăcut ăștia. I-am promovat, le-am dat share pe Facebook, spuneau exact cam ce voiam noi să auzim, nu-i așa? Acum săracii de ei nu știu cum să scoată cămașa, nu? Ba, unul și-a cerut iertare publică, am citit recent, a spus că o greșit, că mai la început, dar o să mai exerseze, să mai roagă și o să fie mai ok. Unul ne-a spus că, de fapt, a avut dreptate că Trump totuși este președintele spiritual al Americii.
Foarte interesant. Ne dăm în vânt să ni se predice ceea ce ne place nouă. Hai să fim serioși. Cum vine unul la microfon aici și spune o doctrină care nu e din cultul nostru? Acum dumneavoastră ați riscat foarte mult să mă invitați aici. Sper să fiu cu minte. Până la sfârșit. Ce se întâmplă întotdeauna ăia care predică cam ceea ce vrem noi să auzim, ăia sunt buni, ăia sunt foarte buni, ăia sunt pe linia cea bună, ăia la alți sunt eretici, nu așa? Ăia sunt greșiți profund. N-ați observat că profeții ăștia falci operează cu niște cantități de astea nemăsurabile. Ca ei să iasă bine întotdeauna. Acum, probabil că dumneavoastră nu e cazul, dar noi e foarte des cazul. Domnul nu poate lucra la noi că nu avem suficiente de credință, nu? Sau nu suntem pocăiți suficient. Acum, nimeni n-a inventat pocăimetru să vedem cât de pocăiți suntem fiecare și eu știu, nu putem măsura credința. Apoi nu e unitate în biserică. Biserică nu e, nu? Dar când este suficientă? Când am ajuns la standardul acela ca Dumnezeu să poată lucra? Nu? Și atunci, imediat, dacă ești bolnav și nu te-ai vindecat, înseamnă că n-ai credință. Nu numai că suferi de boală, dar suferi și pentru că n-ai credință, domnule. Nu? Ești și învinovățit că n-ai credință. Nu căuta avantajele tale personale atunci când Dumnezeu îți vorbește. Lasă să spune Dumnezeu ce are de spus. Și dacă ai ceva de corectat, corectează. Apoi, când ești în fața prezenței lui Dumnezeu, închină-te. Dacă vreți să-mi dați asta se cheamă diabet. Eu sunt căpetenia oștirii Domnului, spune Iosua. Spune îngerul, persoana aceea lui Iosua. Și Iosua se aruncă cu fața la pământ și se închină. Ascultă-mă mai bine, cultivă-ți discernământul spiritual, să știi când Dumnezeu îți vorbește. Cine petrece timp în rugăciune cu Domnul, îi va recunoaște prezența întotdeauna. Îi va recunoaște prezența, îi va recunoaște vocea. Oile știu glasul păstorului. Și Iosua se închină și în fața lui Iosua nu este un înger oarecare, pentru că orice înger, de până acum am citit în Scriptură, refuză închinarea oamenilor. Ei spun, eu sunt un slujitor ca și tine. Dar aici era același Dumnezeu mare și sfânt, întrupat în Fiul Său, Iisus Hristos, prin această epifanie, în această arătare, ca și la rugul aprins, prezența lui sfințește locul și Iosua trebuie să-și deslege încălțămintea. Înaintea lui Hristos, Iosua se închină, pentru că Iosua recunoaște puterea și sfințenia celui care îi vorbește și spune foarte clar ce spune Domnul meu robului său. Cu alte cuvinte spune, Doamne, eu am avut un proiect, un plan, am venit să îmi schițez planul de bătaie, dar pentru că Tu ai venit, acum sunt gata să ascult ce ai Tu de spus. Credința în planul lui Dumnezeu este dovedită prin faptul că Tu renunți la planul Tău. Iosua nu mai comentează. Iosua nu spune, stai, dai, Doamne, că eu am făcut o cercetare aici, este o femeie care ne-a primit bine pe cei doi robi ai mei și ne-a spus ce se întâmplă, știu mentalitatea cetății, ăștia se tem de noi. Iosua nu comentează și nu adaugă informațiile sale la planul Domnului. Este gata să asculte, chiar dacă planul lui Dumnezeu e foarte bizar. Nu știu de ce, câteodată lui Dumnezeu cred că îi place, are bucuria asta să ne pună în față un plan care pare foarte absurd.
Probabil că în fața planului ăsta, care e foarte bizar și ciudat, se alege în noi credința de necredință, nu știu. Acceptăm să ascultăm de Dumnezeu, chiar că dacă apare planul ăsta foarte ciudat, sau venim noi cu îmbunătățiri și îl ajutăm noi pe Domnul atunci când vedem că nu o să mai poată duce la împlinire planului. Este povestea lui Avram. Dumnezeu îi spune că o să-i dea un copil care să, prin care o să înmulțească lumea, dacă vreți, tribul său, castelele și nisipul mării. Și se uită în buletin, vede că are 99 de ani, nu? Doamne, dar promisiunile, planurile tale sunt grozave, dar cred că ai nevoie de ajutor aici, nu? Și atunci a apărut sora Sara cu o idee foarte bună, i-a dat o roabă tânără lui Avram și s-a născut Ismael, care a încurcat planurile lui Dumnezeu într-un fel. Dar ascultați-mă, Dumnezeu este suficient de deștept să se descurce cu toate încurcăturile care le creăm noi planului lui. Okay? Este suficient de deștept. Dar lucrurile ar fi fost mult mai simple să nu fie un Ismael pe fața pământului. Haideți să fim serioși. Uite că avem treabă cu ei până și astăzi. Nu-i așa cu toate triburile lor. Dar atunci când credem că Dumnezeu trebuie ajutat, creăm Ismaeli, creăm situații din acestea care complică istoria cu ele. Dumnezeu îi spune lui Iosua, vei înconjura 7 zile cetatea, îi spune ordinea de bătaie, cine să fie în frunte, tot, absolut toate detaliile, dar a 7-a zi trebuie să strigați tare la ultimul înconjor și atunci toate zidurile o să cadă. Care dintre noi, după ce am văzut toate zidurile, după ce le-am inspectat personal, după ce am trimis spioni, după ce avem harta, totul desenat, nu? Am fi spus, Doamne, Dumnezeule, dar nu cumva... Îmi închipu ce-au zis oamenii lui Iosua, când a venit Iosua de la întâlnirea asta cu Domnul și a spus, băi, băieți, avem un plan nou. Care? Ne învârtim de după ăsta și a 7-a zi o să pice zidurile. Wow! Cum o fi lămurit ăsta comitetul ăla, nu? De munca mea de păstor am tras concluzia că comitetul este format din oameni care individual nu pot să facă nimic, dar care se adună la oaltă să decidă că nu se poate face nimic. Și atunci comitetul ăsta lui Iosua, cred că atunci când a auzit planul, wow! Totuși, cred că avea un respect deosebit pentru Iosua și au zis, hai să încercăm. Dacă Dumnezeu a zis așa, probabil că așa să fie. Ascultă-mă bine, soluțiile lui Dumnezeu, chiar dacă par ciudate, acceptă-le și nu fă comentarii. Crede-le. Noi studiem la biserica noastră acum pe Ilie. L-a chemat Dumnezeu pe Elie și s-a dus la Ahab și i-a ținut o predicuță de câteva secunde. După care Dumnezeu îi spune, acum fugi. Spune adevărul și fugi. Ascunde-te. L-ascunde la un pârâu și Dumnezeu îi spune, am spus la niște corbi, am poruncit la niște corbi să aducă de mâncare în fiecare zi. De multe ori m-am gândit la treaba asta, Doamne, dacă mie mi-ai fi vorbit că este asta, nu știu ce aș fi făcut. Culmea, după ce îl hrănesc corbii și seacă pârâul, nu, se duc resursele existente, Dumnezeu zice, du-te în Sarepta Sidonului, adică în țara Izabelei, așa, că am vorbit cu o văduvă să aibă grijă de tine. Vă dați seama, bărbatul ăla de la munte, nu? Haiducul de Ilie, că așa arăta ca un haiduc, bărbații au nevoie să îi se spună, eu văd vă necăjită undeva, tu te ai grijă de ea. Nu? Să te dea acum, după ce te-a dat pe mâna corbilor, pe mâna unei văduve și dintr-o țară străină. Cred că
Uneori planurile lui Dumnezeu sunt menite nu numai să ne surprindă, ci să și ucidă în noi anumite părți ale caracterului nostru, ale personalității noastre, cum e mândria, de exemplu, nu? Ca să se poată folosi Dumnezeu de noi. Ascultă de planurile Domnului, chiar dacă ele sunt foarte ciudate. Credința este un dar dat sfinților odată pentru totdeauna, spune Iuda. Versetul 3 din Iuda, nu? Împreună cu Rodica îl vizitam pe unchiul Traian. Unchiul Traian era un om care a fost în pușcăriile din România, din România comunistă, pentru că a fost anticomunist. L-a băgat la pușcărie și a venit de acolo zdrobit mulți ani de pușcărie. Și vorbeam de credință lui unchiul Traian. Și unchiul Traian plângea și spunea, ce fericiți sunteți voi că puteți crede, pentru că eu nu pot crede. Probabil că dacă Calvin are dreptate undeva, aici e cu darul credinței. Ți se dă sau nu ți se dă? I don't know. Probabil. Nu știu. Nu vreau să nasc dispute teologice în domeniul ăsta. Zilele trecute l-am urmărit pe Dennis Prager discutând cu Jordan Robinson, un om de mare cultură. Și întrebarea lui Dennis Prager a fost șocantă. Zice, crezi că este Dumnezeu? Ăsta zice, credința e un lucru foarte mare. Zice, eu sunt mai degrabă ca omul ăla care a zis, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Dar zice, știi ce fac? Mă port în fiecare zi ca și când Dumnezeu există. Dacă am auzit o afirmație frumoasă și profundă pe care vreau să o țin minte toată viața, a fost asta. Cineva, un prieten de-a meu din Portland, îmi scria zilele trecute, zice, Petrică, ce să facem pentru copiii noștri și pentru nepoții noștri? Și am zis, George, eu m-am hotărât. Ba, n-am să le dau alte averi, n-am să le dau, dar am hotărât să mă port înaintea lui ca și când Dumnezeu există. Asta e singura mea moștenire care pot să o las. Credința asta face. E foarte ușor pentru noi să credem lucrurile trecutului. Și cei mai mulți oameni cred că tot ce scrie în Biblie așa a avut. Așa a fost, sigur că da. Scrie în Biblie. Apoi avem mai mare, mai ușor credem, de exemplu, credem mult mai ușor că ceva în viitor o să se întâmple bine. Am descoperit, de exemplu, că Domnul Iisus, când vorbește cu femeia samariteancă, îi spune situația ei, atâția bărbați ai și ăla cu care trăiești, nu-i bărbatul tău? Și asta zice, Doamne, dar deci tu ești proroc. Doamne, când o să vine Mesia, zicea ea, zice, ăsta o să ne spune toate lucrurile. Deci asta credea că atunci, în viitor, când o să vine Mesia, o să-i spune toate lucrurile. Dar eu sunt ăsta, spunea Domnul, care stau de vorbă cu tine. Dificultatea noastră a credinței este să ne exersăm azi, acum, aici. Încă o dată, este foarte ușor să credem ce s-a întâmplat în trecut și apoi să proiectăm în viitor. În Ioan, capitolul 7, versetul 31, ascultați. Mulți din norod au crezut în el și ziceau, când va veni Hristosul, va face mai multe semne decât a făcut omul acesta. Culmea. Deci suntem gata să credem că în viitor Domnul o să vină cu miile lui de îngeri, o să fie super. Credem tot ce spune în Scriptură că s-a întâmplat. Problema credinței noastre este acum, azi. Dumnezeu este Dumnezeul lui azi, a unui prezent continuu. El ne cere să credem azi. Crede. Când crezi, viața se schimbă. Minunea are loc. Aș vrea să mă apropii de încheiere și în concluzie să spun câteva lucruri. Înaintea victoriilor,
înaintea marilor cuceriri, înaintea marilor schimbări din viață, consacră-te lui Dumnezeu, așa cum Iosua a tăiat împrejur tot poporul și s-a consacrat din nou lui Dumnezeu. Dacă vrei o schimbare mare în viața ta, caută-L pe Domnul și consacră-te din nou Lui. E bine să-ți faci un plan, dar nu uita că planul Domnului pentru tine și pentru viața ta e mult mai bun decât tot ceea ce poți să faci tu. Ascultă de planul Domnului chiar dacă pare absurd. Informează-te, citește, studiază, dar lasă-te transformat de revelația lui Dumnezeu, nu numai informat. Pentru că eu cunosc așa mulți oameni care știu așa multe despre Biblie și despre Dumnezeu, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și Apostolul Pavel le spunea unora, spre rușinea voastră o zic, mulți nu-L cunoașteți pe Dumnezeu. În prezența Domnului, nu-ți căuta doar avantajele tale. Nu mai pune întrebarea asta, bă, ăsta-i cu noi sau nu-i cu noi. Pentru că dacă gândești așa, o să-ți dai învățător după poftele tale, o să cauți oameni care zgâdile urechile să spună exact cam ce vrei tu să auzi și o să fii dus în rătăcire. Și apoi, ultimul lucru, credința ți-o dovedești ascultând de planul Domnului și renunțând la visele tale. Și credința nu este numai pentru trecut, pentru viitor, este pentru azi. Azi este ziua mântuirii. Azi este ziua salvării noastre. Hristos este prezent azi și vrea să schimbe viața. Și Domnul să ne ajute pe toți. Amin. Amin.